Bună, dragii mei, bine ați venit la Memory Flow. Astăzi am ceva scurt, scurt, scurt de tot pentru voi, un teaser dacă vreți. Ce am aici este romanul lui Antoine de Saint-Exupéry, Night Flight sau Zbor de Noapte. Este o carte foarte frumoasă, deși tristă, despre neputința omului în fața inevitabilului, despre acceptanță, despre trecere și despre abilitatea de a descoperi frumosul în cele mai înfricoșătoare sau tulburătoare momente. Dar, pentru că noi nu vorbim aici în mod normal despre cărți, ci despre parfumuri, o să vă las pe voi să ghiciți despre ce parfum urmează să vă vorbesc data viitoare când ne întâlnim. Și vă rog să-mi scrieți acest lucru în comentarii, dar ca indiciu o să vă dau, este un parfum care lipsește de pe undeva din spate de aici. Până atunci, vă invit la citit, pentru că este o carte ce se citește într-o după-amiază, este ceva foarte frumos, foarte plăcut de citit. Și până data viitoare, nu uitați, purtați doar ce vă place, nu ce vi se spune să purtați. Pe curând!